are finanțare și părerea mea este că finanțarea pentru acest an este în largă măsură rezolvată, deci finanțarea deficitului, refinanțarea datoriei publice. Banca Națională are rezerve considerabile. Deci rezervele sunt considerabile. Noi nu vorbim despre o pierdere mare de rezerve. Nu este vorba de așa ceva. Și mai este un adevăr că am avut și plăți ajunse la scadențe care trebuiau făcute și care se văd în... Sunt și resurse europene, intrări, deci nu trebuie să exagerăm. Noi nu avem o cădere a monedei naționale. Deci nu este o cădere a monedei. Leul nu este precum, să spunem, monede din regiune. O țară mai mare, cu economie puternică, dar care are propria monedă, că ce este într-o situație dificilă, chiar în bazinul Mării Negre. Deci nu, leul nu este bolnav. Deci leul românesc nu este bolnav. Foarte... Adică este criza economică? Care e criza economică? România este într-un impas financiar în momentul de față. Ce înseamnă impas? Să fim foarte atenți. Ce înseamnă impas financiar? Deci criza economică este peste tot în Europa, da? Este în Statele Unite. Este o criză fără precedent. Este o criză mai acută decât criza financiară globală, da? Deci, nu numai România este într-o situație foarte dificilă. Și revin, nu știu dacă ați auzit. Deci, avem finanțarea pentru acest an este asigurată. Deci, bugetul poate fi finanțat, da? Serviciul datoriei publice. Deci, nu suntem într-o criză mai mare decât în care se află, să spunem, Europa, Statele Unite.